Am cumpărat de pe Temu cele mai utile produse pentru casă și mașină, iar astăzi o să le testăm să vedem exact dacă își merită banii sau nu. Mi-a intrat un cui în cauciuc. Deci nu pot să cred că s-a întâmplat asta pe vlog. Partea și mai mișto este că aveți un cupon de reducere în valoare de 485 de lei pentru comenzile voastre de pe Temu, folosind acest cod de reducere sau folosind linkul din descriere. Primul produs este această tăviță din silicon pentru gheață. Are formă de fagure cumva și sunt curioasă dacă formele ies perfecte sau nu. A costat 13 lei. Hai să vedem dacă își merită banii sau nu. Uite, știi ce îmi place la ea? Că după ce am pus apă, dacă o mișc, e destul de stabilă, nu prea curge apa din ea. În schimb, alte forme, dacă punea apă, trebuia să mergi cu încetinitorul până la congelator pentru că vărsa apa toată până și acolo. Și plus de asta mai are și capac. După câteva ore am scos tăvița de silicon să vedem dacă s-a făcut cum trebuie gheața. Capacul ăsta chiar a ajutat. Bă, să știți că e înghețată ca lumea. Ia stai să vedem. Au ieșit foarte bine. Nota 9 pentru produsul ăsta, deși e foarte ok. După ce am desfăcut următoarele produse, sunt niște lavete pentru mașină, să ștergi mașina după ce ai spălat-o și asta o să facem noi în continuare, să vedem dacă sunt potrivite sau nu. Pentru 3 bucăți am dat 9,97 lei, dacă nu mă înșel, și haideți să vedem dacă funcționează și dacă absorb foarte bine apa de pe mașină după ce o spălăm. Câte vedeți, mașina este plină de apă, am emoții, frate, pentru că am mai văzut prosoape de astea cum funcționează și vreau să văd dacă se întâmplă sau nu așa. Bun, prima aplicare. Bă, adevărul e că... Ia, stai să întorc și invers. Uite și tu. Eu zic că e foarte bine, frate. Funcționează destul de bine prosopul ăsta, așa, dintr-o bucată. Perfect! Apropo, mașinile, după ce le spălați, neapărat trebuie șterse ca să obțineți un rezultat cât mai bun și mașina să arate impecabil după. Mamă, dar ce bine se simte microfibra asta. E foarte moale și cumva am încredere maximă că nu-mi zgârie mașina. Ideea e că se îmbibă foarte repede de apă pentru că suge foarte bine toată apa asta. Uite un pic cât de multă apă curge. Și am dat numai o tură, adică pe scurt așa. Bă, nu o să vă mint, arată foarte bine mașina prin exterior, ștearsă cu lavetele astea. Și mi-a luat mai multe pentru că vreau să le folosesc și în interior să șterg praful. Ia vedeți cum absorbe tot praful și de pe bord. Băi, deci rămâne perfect. Îmi plac maxim lavetele astea și nu mai zic că la prețul ăsta, sincer, nu știu ce pretenții mai poți să ai. Thumbs up pentru produsul ăsta, chiar e nota 10. Acest produs a fost pur și simplu dorința mea cea mai mare, un suport pentru ouă, pentru că niciodată nu știu cum să-mi așez ouăle în frigider, astfel încât să stea frumos ordonate, mai ales că eu am problema asta cu OCD-ul și nu prea suport să fie nimic deranjat. Și atunci uitați-vă și voi ce bine arată acest produs, are mai multe etaje, ca să zic așa, și în cap undeva la 30 de ouă pe el, deci este, zic eu, perfect, nu ocupă nici mult spațiu în frigider. Hai să așezăm și ouăle. Am aici casoleta asta cu ouă, adică unde îmi țineam eu până acum ouăle în frigider și e și mai lată dacă vedeți, deci aici clar o să fie un avantaj pentru acest suport. O să încep să pun câteva în partea de jos. Wow, ce drăguț, stau practic ca într-un cofrag, iar după ce le pun, nu se ating unele pe altele. Asta este bine, deci încă un avantaj. Și ce îmi place iarăși la acest suport este faptul că ai aici un fel de slider. Aici sunt numerotate numere de la 1 la 31 și pui să vezi câte ouă mai ai în frigider. E foarte tare chestia asta, îmi place tare mult și a costat undeva în jur la 34-35 de lei. Și setez aici 20 de ouă. Am făcut unboxing-ul la un alt produs. Este un compresor portabil pentru mașină și mi se pare că orice conducător auto ar trebui să aibă așa ceva la el, mai ales că eu am întâmpinat și am pățit de cel puțin 3-4 ori să mi se strice mașina sau, mă rog, să fac pană pe Valea Prahovei sau în alte locuri unde n-aveam cum, și de la 12 noaptea 1, că n-aveam cu ce să-mi umflu roata și n-aveam cu ce să schimb. Mi-a intrat un cui în cauciuc. Deci nu pot să cred că s-a întâmplat asta pe vlog. Dacă l-am scos sau a ieșit de aici, eu rămân pe jantă. Compresorul ăsta se conectează printr-un cablu USB Type-C la încărcătorul de la mașină. Dacă aveți un încărcător de orice fel, de orice tip, puteți să-l încărcați la mașină. Are baterie, după care îl pornim și îți umfli roata la mașină. Hai să verificăm care este presiunea acestei roți. Eu aici am presiunea de 2,5 aproximativ bari. Eu o să-i dau acum drumul să vedem dacă umflă sau se chinuie. Bine că nu trebuia să umflu mai mult, pentru că, ghiciți ce, abia l-am deschis produsul ăsta și nu este suficient de încărcat, dar câtă baterie a mai avut, ați văzut că a mai încărcat. Problema e că eu acum am pană la roata asta. Acest compresor a costat nici mai mult, nici mai puțin de 133 de lei. Bani care cred că se merită, îi dau nota 10. Pur și simplu sunt absolut îndrăgostită de acest pahar din sticlă, deci nu este din plastic sau ceva, se simte super calitativ, l-am tot văzut peste tot pe internet, este foarte fancy, trendy așa și toată lumea îl are, mi-a plăcut foarte tare, mai ales pentru că am văzut pe un site comercializat aici în România la un extra preț, iar noi l-am luat de pe Temu cu 35 de lei, vine și cu un pai, tot așa, și este perfect pentru coffee and go sau nu știu, orice alt fel de băutură vreți să vă luați la voi atunci când plecați de acasă. Acum o să pun și eu ceva în el să văd cum se simte să bem din paharul acesta. Deci chiar nu mă așteptam să se întâmple asta. Deci ușor că se face presiune. Asta înseamnă că e bun. Acolo nu scapă nimic. Era paiul prea înfipt aici în pahar și uite, vezi, se umple cu suc dacă îl lași acolo. E vidat cum trebuie. Da, și dacă vreau, paiul pot scoate, îi pun acest căpăcel și that's it. Foarte tare. Prea tare. Îmi place mult. Deci este foarte, foarte elegant și drăguț. E așa pentru femei. Soțul meu mi-a zis: iubito, tu n-ai dat note produselor, dar pot să vă zic că până acum le dau 10 la toate, pentru că îmi plac foarte tare, sincer. Adică nu e nicio glumă, nu e nici așa doar de cameră. Pur și simplu nota 10. N-ai ce notă să-i dai acestui pahar. La fel și suportul lui pentru ouă. E perfect. Am despachetat și aceste două plastice, care mi se pare că sunt invenția anului. Cine a inventat aceste două plastice mi se pare că e un geniu, frate. Efectiv, se pune la scaun așa. Eu nu știu, zici că sunt făcute pentru scaunele astea și vin perfect aici în jos și stau fixate, adică nu fug față-spate. Și ghiciți ce, puteți să puneți plasele când mergeți la cumpărături, puteți să puneți un numeraj, puteți să-l puneți frumos așa sau orice altceva. Mi se pare că își face enorm de bine treaba. Poate să meargă așa, unul pe un scaun, unul pe un scaun, sau poate chiar puteți să o folosiți pentru telefon. În momentul în care stă cineva în spate, să puneți aici telefonul, să-l sprijiniți. Pe produsele astea am cheltuit 4,57 lei per produs și mi se pare că își merită toți banii și la asta îi dau nota 10. Sunt și rezistente, văd că e dintr-un plastic dur, deci cu siguranță o să mențină cel puțin cumpărăturile de la piață sau de ce nu de la alte supermarketuri. Dar ce credeți că este acest produs? Ia să vedem. Opriți acum videoclipul și scrieți în secțiunea de comentarii, că eu prima dată n-am știut exact ce este. E o oliță pentru bebeluși. Și mi-am dat seama apoi ce este. Este un obiect pe care îl folosești să scurgi apa de pe orez, de pe paste, de pe nu știu, orice. Eu cred că poți să pui efectiv orice. Legume mexicane, dacă ai o conservă de mazăre, dar cel mai mult pentru orez, pentru că mereu pierd orezul pe lângă atunci când îl spăl ca să gătesc. Așa că hai să-l testăm, să vedem cum funcționează. O să pun cantitatea de orez dorită. Spălăm bine de tot orezul. Și acum testul. Wow! Foarte tare, fii atent, nu se pierde nici măcar o bobiță. Și asta este și din ăla cu bobul lunguieț. Mai spălăm o dată bine de tot. Îmi place foarte tare produsul. E super practic. Deci, gospodinelor, fetelor, să știți că produsul ăsta este super util în bucătărie și a costat doar 6,50 lei. Am făcut unboxing și la mic unealta secretă, produsul pe care mi-l doream de enorm de mult timp, deci l-am așteptat pe ăsta ca pâinea caldă. Uitați-vă cum arată, e un produs care se folosește pentru a curăța în locurile greu accesibile de la mașină, are și o periuță în capăt și mai exact Mai exact la gurile de aerisire de la mașină. Vai cât mi-am dorit produsul ăsta. Mereu mă întrebam, bă, dar cu ce curăț eu pe aici? Uitați-vă cât de ușor merge și cât de bine se curăță. Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred, e produsul cel mai tare. Ia uite că pot să șterg, uite, și pe aici, în locurile și mai greu accesibile. Folosesc periuța frumos și am curățat frumos de praf și acolo. Produsul ăsta a costat 12,64 lei. Eu o să-l folosesc începând de astăzi cu regularitate și cu sfințenie. Este produsul pe care o să-l pun pe piedestal și îi dau 10 cu felicitări. Înainte de a vă arăta următorul produs, vreau să menționez și faptul că toate produsele au venit împachetate extraordinar de bine, au ajuns în stare intactă la noi și asta ne-a plăcut foarte tare. Semn că putem să comandăm chiar și alte produse pentru care poate aveam emoții, nu știu, cum ar fi niște vaze foarte frumoase, decorative pentru casă, am văzut eu pe site și mi-au plăcut tare mult. Deci, cu toată încrederea, dacă aveți nevoie de ceva fragil, să știți că vin împachetate foarte bine. Iar aici am o mașină de vidat. Mi-am dorit dintotdeauna să am un astfel de produs, un cablu de alimentare și arată, știi cum arată, iubitule, asta ca un fel de mini imprimantă sau nu știu, așa mi se pare că arată. Are aceste două butoane aici, pe lateral, așa se deschide și a mai venit încorporat cu pungi de vidat, deci inclusiv pungi are și are mai multe bucăți, așa arată, iar eu acum o să-i fac chiar un test. Am aici o bucățică de cașcaval început, o să-l videz, o pun frumușel în punga pentru vidat, cred că bag aici, cam pe aici, nu? E bine. Închid și apăs pe butonul ăsta de autostop. Hai să vedem. Hop! Deci... și asta a fost. Ia uitați cum s-a vidat. Perfect. Numai bun de pus la frigider, fără să-mi fac griji că mai prinde mirosuri sau alte cele. Deci chiar cred că o să folosesc cu succes această mini mașinuță de vidat sau aparat de vidat. Cred că va trebui să mai comand și niște pungi din acestea. Am văzut, apropo, că sunt pe site și seturi de pungi pentru vidat la preț foarte bun. Iar acest aparat a costat 114 lei și bineînțeles că o să-i dau nota 10+ pentru bănuții aceștia. Deci este un preț foarte mic pentru ceea ce poate să facă acest produs. Bă, tot timpul eu am o problemă și asta pentru că nu am unde să pun lucrurile în portbagaj și stau efectiv foarte multe lucruri atârnate pe aici, stau împrăștiate prin portbagaj, mai ales sticla asta care este de soluție pentru parbriz, se izbește de toate părțile pe aici, așa că am luat de pe Temu acest produs care este practic, să zicem, o blădiță, un săculeț, un cum vreți voi să-i spuneți, din material unde să-mi pun toate lucrurile. Aici pe spate avem și o bandă pe care poți să o desfaci frumos așa și să o prinzi de, cum am eu aici, locul ăsta special amenajat pentru a pune, nu știu, lucrurile, să nu îți fugă prin mașină. Ia să facem noi o aranjare corectă. Ia uite, bă, că încape perfect bidonul de 5 litri. Le scoatem și pe astea. Îmi place să am tot timpul produsele la îndemână. Deci, ia vedeți cât de bine s-au aranjat produsele astea. Dacă vreau pot să și prind, uite așa, pentru că are sky. Pac, am prins-o așa. După care o pun aici frumos și o prind de suport cu scaiul de pe spate. Ăsta e săculețul. Bine, ăsta o să încerc să-l pun în mașină în momentul în care mai am nevoie și o să arate chiar așa. Bă, mi se pare că arată perfect. Top! Produsul ăsta, tot nota 10, pentru că e foarte util, adică chiar își face treaba pentru care l-am cumpărat și mi se pare că și materialul e unul foarte ok. Îmi place că are chestia aia pe spate și poți să o prinzi ca lumea de mașină. Sau nota 10, vi-l recomand. Produsul ăsta a costat fix 28 de lei și mi se pare că își merită efectiv fiecare bănuț. Ei bine, acestea au fost produsele de pe Temu și nu uitați că aveți un cod de reducere disponibil chiar aici pe ecran care vă oferă un cupon de 485 de lei pe care îl puteți folosi la comenzile voastre de pe Temu. Bineînțeles, v-am lăsat și în descriere mai multe detalii despre toate produsele pe care le-am testat noi astăzi și ne plac și sunt cu succes, să zicem, integrate în casa noastră și în mașina noastră, așa că noi cu siguranță o să facem o următoare comandă pe Temu, ceea ce vă îndemnăm și pe voi să faceți, să le testați și să vedeți cum sunt, dacă vă plac sau dacă nu vă plac. De ce nu să ne lăsați și nouă recomandările voastre de produse în secțiunea de comentarii, poate la viitoarea noastră comandă o să punem câteva produse din cele recomandate de voi, pentru că abia aștept să mai pun o comandă pe Temu. Ăsta a fost vlogul, nu uitați să apăsați butonul de like, dați un share, să vă ajutați pe prietenii voștri și până data viitoare, v-am pupat, ceaules!